Bine v-am regăsit! Sunt Ancuța Bondar. Astăzi la educație socială vom identifica împreună care sunt faptele și opiniile. O resursă pentru clasa a 5-a. Faptele sunt acțiuni sau afirmații care pot fi verificate. Opiniile sunt păreri, puncte de vedere care nu pot fi verificate sau dovedite. Ce fac elevii din imagine? Opriți filmarea și răspundeți la această întrebare. Ați descoperit care sunt faptele și opiniile din răspunsurile voastre? Completați în caiet un jurnal al faptelor și opiniilor. Pe o parte veți scrie fapte, ce fac copiii în imagine, iar pe partea cealaltă veți scrie opinii. Care este părerea ta cu privire la ceea ce fac copiii? Vă ofer un exemplu. Elevii sunt veseli. Pot dovedi? Sigur că da. Atunci este o faptă. Elevii sunt veseli pentru că au terminat orele. Pot dovedi? Nu. Este părerea mea. Atunci este o opinie. Completați tabelul cu cel puțin 3 exemple. Citiți faptele și opiniile. Comparați-le. Ce observați? În continuare, vă prezint situația unei fetițe de vârsta voastră. Ea este Maria. A participat la Olimpiada de Matematică și s-a calificat la etapa națională. Însă Maria nu poate pleca la Iași, unde se desfășoară faza națională a Olimpiadei de Matematică, pentru că mama ei a suferit un accident și este imobilizată. Tatăl este plecat la muncă în Italia, iar cei doi frați au rămas în grija ei. Domnul diriginte merge acasă la Maria pentru a găsi o soluție ca aceasta să poată participa la etapa națională a Olimpiadei de Matematică. Colegii cunosc cazul Mariei și și-au exprimat părerea cu privire la situația ei. Mihai crede că mama nu o lasă pe Maria să plece la Iași. Catinka crede că Maria renunță să meargă la Olimpiada de Matematică. Iar Ingrid este de părere că tatăl Mariei se întoarce acasă pentru ca aceasta să participe la Olimpiadă. Cei trei colegi au opinii diferite despre situația Mariei. Tu ce opinie ai? Ce drepturi au fost încălcate, respectate Mariei? Foarte bine! În continuare, Maria și colegii ei vă propun să accesați linkul următor și să stabiliți care dintre afirmații sunt fapte și care sunt opinii. Spor la lucru! Pe curând!